bushes, don't you? Yeah. E bună să folosește? De la ce firme să iau camera asta? Sunt astea care mai apare? Nu, nu, tot după EMAG. După EMAG? După, nu mai știu, pe Facebook, oricum pe internet. A făcut unii din materialele astea plastice care se reciclează niște piese, se împină ca Lego, are gaură în interior, pe afară e cu plastic și înăuntru, ca să stea, toarnă numai beton. Și face legătura între ele și ele sunt groase, plasticul e atâta gros, ține bine izolația. Uh-huh. Și peste ele, pe exterior, poate să rămâne așa, pe interior, dacă vrea, îi lipește un tapet sau face ceva. E o chestie foarte deșteaptă, uh-huh, care imediat ai făcut casă. Tot la fel, are în găurile alea, dacă vrei, și ai făcut fundație, poți să pui în fundație niște fier beton, 3-4 fiere beton și alea trece prin ele, astea trece și iese fiarele alea, ce să înțelegi? E o chestie mișto de tot. Nu cum asta dacă ar face și la noi ceva, ai face casa imediat și repede. Ei noștri, dacă faci ceva, ei ți-a 60-70% din ce faci tu, din banii tăi. Nu e posibil așa ceva. Iar la firmele străine discutește de taxe și le mai dă și bani să construiască. Ai văzut? Dacă nu este partidul nostru acum ambelită.
Așa le zic la toți cu care vorbesc. Bă, băieți, vă place cum o duceți? Vai ne tu, vai de noi, nu știu ce nasol. E, țineți minte că dacă nu votați AUR, vă belim cu toții rău de tot. Eu postez pe Facebook toate astea negative despre Joana, despre Ciolacu, despre Ciucă. Joana ăla a fost prieten cu Iliescu, un securist, școala la ruși. Ciolacu a băgat banii țării ca să-și promoveze cartea, nu știe să roage două vorbe, iar unde să dădea el mare că a făcut, nu știu unde a luptat. N-a luptat el, au luptat alte unități, nu ale românilor. Știi, nu? Cine? Ciolacu? Nu Ciolacu, Ciucă. Ciucă, da. Ciucă are și el bacalaureatul luat nu știu cum și nu știu în ce condiții. Atâta tot. Și a avut magazin de covrigi. Una și ăla la fel. Habar n-are să vorbească două vorbe. Nu știu dacă ai citit alea, protocoalele francmasoneriei. Dacă ți-a picat pe mână, tot pe Facebook. Așa zice acolo. Puneți conducători proști ca să nu știe nimic, să țină de postul lor ca să ascultă comenzile voastre, ce le dați să facă. Trădători. Oricum, București e frumos, față de Ploiești.